toate care o să vă băgat astăzi aici. Au trecut mai bine de 40 de ani, de la ultimul sunet a clopoțelului de la școala din satul natal. Valul vieții ne-a adus de toate, și bucurii, și necazuri. Valul vieții ne-a adus și multe întâlniri în această zi cu foștii colegi, cu foștii colegi și după înțeleg eu, a promoției anului 1972. Am găsit puțin timp pentru această întâlnire, cred de mare mi-a fost bucurie, revedere peste 40 de ani, totuși este un brindis de plecare dintre noi, a nouă colegi de clasă, a mulți foști pedagogi, să le cinstim amintirea dintr-o denumire colegiului, vă rog să luați. Vă rog să luați loc. Dacă trebuie de citit, începem. Budumar Victor, Trincan Alexei, Chichici, Fiodor, Tudor, Mursuleac, Vasile, Rusul, Olezia, Iepure, Aglaia, Gulceac, Maria, Gudumac, Victor și Lupșor, Eudochia. Aceștia, colegii de-ai noștri, au plecat în lumea dreptului. Așa e viața. În istorie, nu spre candidatul, nu ce este Fiodor Grigorici, Fiodor Samoilovici, Maria Ivana Trincan, Savitska, Răbani mai tot am invitat la ora 6. Păi că mi-am văzut doi direcți. Mihai Zahreabu și-o primul. Păi, am terminat. Astăzi ne-am întâlnit toți colegii după atâția ani. Am început cu toții să ne culegem. Să ne culegem. Evenimentele principale ale vieții și multe ajunsurile noastre. De partea mea, aș vrea să le mulțumim învățătorilor care ne-au educat, ne-au învățat să scrie, ne-au învățat să citi, ne-au învățat să leagă de carte ca să ajungem în starea de astăzi care suntem. Viața, ce vreau să spun? Viața, după cum știți, toate complicate, foarte complicate, este și vale, este și deal, așa e, dar este și noi, și dacă este bunăvoință, de că cum s-a început ideea întâlnirii noastre. Asta e toată ideea lui colega noastră, Carla Trincan, nu ne-a spus secret, nimic de el. Care e mică vizită, care e mică vizită, din început, da. Și la oana e bani. Din început, pe noi, asta. Începând cu anul trecut, de prezent, la anul împlinim 40 de ani, numai când te gândești să nu merg până la 40, e greu, dar 40 de ani au trecut, asta e mult. Oamenii, eu nu știu, acum ar vrea să spune un coleg de noastră care vreau să iei cuvântul, poftim, și a pântat cuvântul și a învățat ori noștri. Mai bine, astăzi, mă scutați, mă scutați. Da! Alo! Mă rog! Ne sună un coleg de clasă, de care nu poate fi în momentul de față cu noi și de la o departare tare mare, de la 3.000 de kilometri, și ce să ne spui la un Ion? Ion Igăgâscă. Va fi? La o
aniversarii după 40 de ani de terminare a școlii din satul natal, parcă mai ieri eram clasa întâia, veniți, cu niște pierduți, cu un bătiușoare, cu un bat de pușe, că am un viață, se pierde, cum să zice, mai sovenierii, ce privați. Dar atunci așa eram timpurile și așa eram și noi și așa eram și profesorii noștri. Și am încercat să vreau să mă închin din partea la tuturor până la pământ. Că ei ne-au fost a doilea părinți, a doilea tată și mamă care au fost pentru noi, Fiodor Samuilu, când mai este în viață. Și vă spun sincer că eram clasa întâia la dumnealor, era Maria Grigoriu, și eu le-am spus că zgâneam la școală și că problemea era acasă, învățam că nu intram în clasă. Fiodor Samuilovici era o persoană empatie, deosebită, și era un bărbat frumos. Și eu zic, am fost cel mai frumos profesor. Învățător, așa să zice, apoi am un profesor. Da. Asta era partea femeiască, părinte. Ei, partea femeiască, noi și copiii grei. Cred că Fiodor Samuilovici al nostru, ia uitați-vă și frumos, știi, că noi învățam învățător. De-am când a trecut noi clasa 5-a, ne-a luat în vedere doamna Nina Petrovna. Dar ne-a învățat toți profesorii. În timpul de 9 ani, da. Și ne-am învățat, cum se spunească, cuvântul mamă, prima literă, prima cifră, s-au chinuit până ne-au adus în clasa nouă. În clasa nouă ne-am dispărțit și iată după 9 ani, după 9 clasă, ne-am întâlnit astăzi. După 8, da, după 8 clasă, mă ascultați. Care este o mare sărbătoare, o mare eveniment, datorită lor, noi astăzi am ajuns oameni. Nu depinde și specialități avem și principalul să fie în viață om. Și datorită părinții 7 ani de casă, dar nu au avut scutire noi, cum, cunoștințele, caligrafia, suflet vorbit, a fi cinstit. Asta depinde de tot de profesorii noștri. Și vreau să le spun un mare și mult mulțumesc. Și să-mi închinez până la pământ. Dar celor duși în lumea celor drept, decedați, tot am făcut o minunie cu colegii, să le fie țărna ușoară și ne pare rău că nu sunt pentru noi, dintre noi și colegii noștri, cu trebuie să fie în lucru noi până ziua de astăzi. Și vă doresc mai departe să ne întâlnim și la 50 de ani, mai mulți fiind, tăți fiind, și așa și din Moscova, și tăți fie acasă, și Maria Sfântă Zivaria, fie pădurea de real, e bun în țara ta. Așa, vă doresc să faceți bune și sfieri sănătăți, piune sănătăți, ne întâlnim în acest sat, în această clasă, cu acești profesori, să le dorim mult sănătate mai mică, succes și mult, la mai mult și la mai mare. Fumă în școală, așa, de aici.
nu a fost cu el. Aș vrea să zic așa, viața unui om nu e obișnuită. Viața unui om este un destin care decurge în câteva etape. Este o copilărie nevinovată, cu dedușirile sale, apoi adolescența, este cea mai romantică, apoi maturitatea, cu multe avantaje, cu multe eșecuri, scopuri și remușcări. După care vine acel opus pentru toți. Elevii de astăzi, căci așa este, noi de fapt suntem cu toți ei întreaga viață. Cred eu că undeva au careva remușcări. Și acele remușcări îi frământă, nu le dă liniște. Și astăzi au adunat acești învățători care le-au turnat la rădăcină atâta înțelepciune, atâta omenie, atâta bunătate, dragoste de viață, ca să le spună mulțumesc pe cei mie. De fapt, de ce m-am cerut să spun câteva căci și drumul meu, ca profesor, a început de aici. Și acești învățători mi-au fost buni colegi care m-au învățat ce înseamnă a lucra cu copiii. De fapt, din vorbele lor, am crescut și eu ca profesor. Pentru ce le sunt recunoscătoare și vreau să le spun mulțumesc adânc, în suflet. Și le doresc acestor buni învățători să-și ducă viața atât cât i-a dat-o Dumnezeu, ca să fie pe verticală și să aibă cât mai necurituri. Deci, sensul vreții, da, după cum s-a spus, viața e cu valuri, se ridică, se coboară, dar totuși sensul vreții este în bucurie. Vă doresc sănătate, bucurie și fericire după cum o primiți. Pe fiecare om primește fericirea după cum o vede el. Să fiți sănătoși. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați contribuit și ați făcut această denumire. Să fiți sănătoși. Am ajuns așa o zi, însemnată pentru toți cu 100 de ani. Parcă mai ieri erați copii, fiecare cu dușirile lui, fiecare cu ajunsurile sale, cu neajunsuri, așa ca oșcare copil. Dar ați rămas în memoriile buni copii. Mă mândresc cu voi, ați însușit aproape din toate specialitățile, și șofieri, și muncitori, și ingineri, și medici, și din toate. Mă mândresc cu toți să fiți sănătoși, mulți ani înainte, să fiți demn de copiii dumneavoastră, la unii. Am învățat și copiii, nepoți, nu, n-am mai învățat ceva nepoți, dar copiii la majoritatea care sunt sată aici, au trecut pe mâinile mele. Uneori stau sală și mă gândesc, undeva vreo 400 și ceva de concertieri au trecut pe mâinile mele, prin lecții de matematică. Și atunci mă gândesc, în casa asta atât s-au fost, atât s-au fost. Și am făcut mai jucuri. Atât să-ți studii speroare, atât să-ți studii medii speciale, atât să-ți șofiere, atât să-ți... Mă înscurt, toți au fost. Sunt oameni de omenie, mă întâlnesc, vorbesc, sunt mândre cu toți. Mult sănătate vă doresc, să aveți bucurii de la copii, de la nepoți, să ajungeți să aveți și strănepoți. Și să-i îndrumați pe drumul vieții. Mulțumesc!
dedușirile care le-au făcut, dar principalul că astăzi, când oamenii sunt maturizați, când oamenii au trecut la viața de sine stătătoare, fără supravegherea părinților, fără supravegherea învățătorilor, au devenit oameni, au devenit oameni cu litere mare. N-are importanță ce profesie au învățat, care și cum au tot au învățat, dar mă bucur că, cum, într-o măsură oricare, toți mă stimează, n-am mai sunt niciodată în artieră, să nu se rădice nu, nu se facă loc, dar să mai găsă. Eu cred așa, eu de acum la vârsta a treia și trecută de fapt, aproape de apus, să fiți foarte atenți cu cei din jur, am auzit vorbind că, ei, dar ce mai cad și este bătrân, dacă nu poate, ce nu șede acasă? Nimeni nu se duce de dragul dragului prin latul lor, se duce de atâta că are nevoie. Și eu cred că nu ești preșinție dacă ne ridicăm și cedem locul unui bătrân care nu poate să mă arde. Fim așa de stimabili cum am fost prin era mele și să ne întâlnim, să ne cunoaștem ca oameni și de sat și de oameni care stimam. Am învățat și eu, cum spune Tamara Vasilina, și copiii dumneavoastră. Și cum? Eu retrăiri când ești la pensie și când ești mictat de toți, ce rar când se duce din cineva să mai sune, să mai amintea, să mai trăiești. Fost o perioadă când am mai fost invitat pe la școală, era o mare bucurie, că să mai duce din aminte că suntem în viață. Dumnezeu și m-am supragrăvit și în Italia și peste locul. Sunt mulțumită pentru
copiii sunt foarte educați, au tată și casă și copii și nepoți amândoi, de 12 ani. Numai și n-am putut deodată când am fost fertat, am fost foarte... Dar m-am obișnuit că vedem că lumea sunt oameni cu scale și la lor, mi-am dat foarte stăruiță. Mulțumim Lui Dumnezeu, oricum așa. Și vreau să vă mulțumesc la toți că ați făcut așa o organizație foarte mult. Așa de mulțumit, nu m-am cunoscut mai la Ivana Ivana. Apoi Maria Vesnic de ea mă cunosc și mi-i spun prieteni la mine din Mahal. Mai m-am cunoscut-o până am... Șapla furat mieră la școală. Poamă. Era poamă, era mieră. Mai era, mai... Chelăvoie, era bacă. Nu, 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 vine cu coace la mărucă. Unde e? Eu și-o simtă mășă. Eu ne aduc aminte atâta Ionic când vine la școală, gingem foarte, scotea cravata din buzunar, o scurată, le-a luat. Era omul cealaltă paznic și când îmi scai vreo două ori, era. E B, cu B, nu știu, cu... La Cristina, unde? Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Linieca, o luat când eu japnit o linieca, acum am văzut să-l ierte. Cred eu că nu-ți iadă. Ia că ai la coronă. Fiodor, să mă iadă-și. Nu, decembrie, că așa e, da, e drept. Da, anul 83. 83. Ivan Nicolae, să tăgii 83. 83 e prin octombrie, noiembrie. Decembrie. 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 Dacă din asta Marie Grigoarna unii? Ia-o la spate. Așa ne-i pune un buchet. Dacă eu îi pune, așa eu. Pune-o un buchet al tău, ca Marie. Pătrițească. Uite, vreau ei ne pătrițească și eu. Unde-i Cristina? Alec mai îndeală aici. Și Marie Grigoarna. Ivana. Alec, o rămas. O rămas e ca... Ia-ca aici. Ia-ca aici. Da. Nu. Eu îi duc eu ne cunoaște. Stai, 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 Stăpânii de unde? De Vane, dar stăpânii de la Fiodor Samoilovici. Ia ca Alica e și ea, e aproape. Asta cine e? Alic. Futbolistul? Da. Așa e ușor. Cum zicea doamna ce este inteligent, cum spune, am fost un fotaș așa și din picioare. Ai gata, lăsați-l, tășeți. La Maric, la mai mult da. Pune-i lui. Pune-i și tu plânge. Poftim, 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 poftim. Păi nu apă. Dar cum? Ne zi pui și ești de lui papă. Da. De sărbat. A, veniți în coașul meu. Eu faceți, stați o leacă, stați o leacă. Nina Petrovna, dă-ne așa că două învățătoare. Hai, șeză și ea. Hai eu, ca că nu. Hai, șeză și ea. Thank you.
Deci eu zic că toți Dumnezeu ne-a strâns oaspeți, absolvenții, promoției anului 1872. Deci eu zic bună seara și bine ați venit. Astăzi pentru dumneavoastră este o sărbătoare mare. Au trecut tocmai, adică numai, 40 de ani de când ați terminat școala de 8 clase și pentru a începe masa mare, cuvântul de felicitare, este o piere, doamnei, conducătoarea de clase, doamna Tamara Vasile, deci poftim, atenție! Pentru sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea... O să facem tot să fie bine, da? Primul tos, hai! Asta e viața mea, mie-mi place așa.
Thank you.
Dacă plec eu de acasă, eu nu uit nici când obișnuiți spre de casă, dragul meu pe mâini. Vin Moldov și vin de aur, vin Moldovene. N-am să uite niciodată când am să trăiesc. N-am să uite niciodată când am să trăiesc. Hai să fim, hai să fim. Se dansă ce se cântem. Așa-i viața omului. Iaga este iaga noi. Hai să fim, hai să fim. Nicăieri să nu plecăm. Nicăieri nu ne trebim. Toate urmări la de vivă. Hai să fim, hai să fim, se las cer și se cânte. Așa-i viața omului, iaga este iaga lui. Hai să fim, hai să fim, nicăieri să nu plecăm. Nicăieri nu ne grăbim, toate un pahar cu vin. Hai să fim, hai să fim, se las cer și se cânte. Așa-i viața omului, iaga este iaga noi. Hai să fim, hai să fim, nicăieri să nu plecăm. Nicăieri nu ne grăbim, toate un pahar cu vin. Hai să se bate de mult, de copii ne-au vândut, de copii ne-au vândut. Hai să facem, facem roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Astăzi se bate de mult, de copile mi-au plăcut, de copile mie mi-au plăcut. Hai să facem, facem roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Sărbătoare și răsune muzica, cu voie bune la toți salte inima. Să ne dai, că e de făcut la despate, că e de făcut la șalat în spate.
Hai oare în grijă pentru muncă, pentru o viață bună. Mare tare sărătate, că te-au făcut la despart, că te-au făcut așa la desparte. E sărbătoare și resune muzica. Voie bune la tot sau de inima. E sărbătoare și resune muzica. Voie bune la tot sau de inima. Dar cine știe, cine știe, iubito, cât de mult eu te iubesc. Strig la lune, strig la stele, unde ești eu te doresc. Am să strig pe recuvinte, numele meu am să-l fi. Ca să știe lumea toate, cât dintre noi stig eu fi. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei la mia cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei la mia cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor. Cine știe, cine știe, iubito, cât de multe ca unie. Trec la soare să șoptească, unde ești sufletul meu. Am să strig fără cuvinte, numele meu cunoscut. Ca să știe lumea toate, cât de îndrăgostit eu simt. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei la mia cuore, oh amore, sarà per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei la mia cuore, oh amore, sarà per sempre mia, oh Maria. Donna mia, Maria, amor, te amo, donna mia, Maria, amor. Che linee mi chiami io, notte abbiamo scelto si guardo. Che linee mi chiami io, notte abbiamo scelto si guardo. Ci sono cose che ne sa, che mi indumo per tutta. Sono cuse ca del san, vieni in lume pe lumea. Mândruțele mă iubesc, dușmanii mă ocolesc. Mândruțele mă iubesc, dușmanii mă ocolesc. Eu nu se uite la bani, dar se dau de dușmani. Banii toate de mică, dușmanie locole. Mândruțele ele vezi, dușmanie locole. Ce mine mă-i cheamă eu, doamne-am lucru ziua ta.
Thank you.
Da, pe dumneavoastră ne răspundeți. 8! Cine mai este răspuns? Cât? 2 plus 2, mulțit cu 2. Și răspunsul? 2, 4, 4, 2, 8. Cine mai știa ca? Uitați-vă ce zice domnul Alexandru, care eu știu că în viață domnul Alexandru a fost vânzător. 6, corect. Răspunsul 6. Uite! Cum a spus evreu? Dacă te sreabă? Bravo, da, răspunsul 6. Noi suntem de atâi 8, putem să facem o seră așa cu... Deci nu suntem să vă altă întrebare, limba română, limba română, haideți să ne jucăm în limba română. Eu să cot că profesorii sunt aici. Deci, cum să coateți? Cum se scrie corect 5 plus 7, 11 sau 11? Nu este frumos să rupeți microfon dacă sunteți educați de la Chișinău. Cum se scrie corect 5 plus, cum se scrie corect 5 plus 7? 11 sau 11? Corect, sunteți atenți, bravo, bravo, bravo. Deci, ia că vedem microfonul, poftim. Deci, după cum voi sunteți Gimpovi, da? Sunteți Gimpovi. Gimpovi. Este constată și în articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, scrie că limba noastră de stat este limba moldovenească. Ce avem noi cu românii? Mâinile sunt de metru în jos pe Păsescu. Muzicala din partea lui domnul Vasile, care se chinuiește greu. Uitați-vă ce critic noi am pregătit.
женщина в ошибке. Дари мне женщина в любовь, дари мне женщина в удачу. Пусть заиграет чужой, и пусть один от счастья хвачу. В нашей жизни так бывает, ценим мы только тогда, когда теряем. В нашей жизни так бывает, мы добром на доброту не отвечаем. И порой не замечаем грустные глаза своих любимых, что прощают нам и радость, и горе дома. Дарите женщинам цветы, дарите акулы, дарите женщинам цветы, прощайте женщинам ошибки. Дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу. Пусть заиграет человек и пусть они от счастья плачут. Thank you.
Care a fost ieri, dar continuu și azi. Doresc străiești să ai de toate, mult noroc și sănătate. Dumnezeu să plăzească, direle să plăzească. Să fii optimistă mereu, chiar când îți va fi și greu. Steaua fericirii, să-ți lumineze calea în viață. Viața de familie, să-ți fie numai bucurie. Străiești mulți ani, să ai mult bine, ani lungi și
și zile spre mine. La mulți ani! Bravo, vă mulțumim mult pentru cuvinte spuse din suflet. Doamna Maria, noi vă creștem din suflet să ne fiți sănătoase, să ne fiți bucuroase, să vă dea Domnul toate cele bune, Îngerul Păzător să vă păzească. Mulți ani! Vă mulțumim foarte mult! Deci să vă spuneți pe ca să turnați în paharele și să ridicăm în paharele în cinstea și a omagiatei Doamnei Maria! Vă rugăm ca să nu plecați în străinătate, că străinătate nu este treabă bună. Thank you.
Să vă mulțumim pentru vizionare!